Așa arată cele mai multe dintre trotuarele din Timișoara. Indiferent de zonă, problemele sunt aceleași. Unde e curățat, unde nu, unde e curățat, e numai o apă. Uitați-vă la picioare. V-ați udat la picioare? Păi da, cum? Dacă circul numai bună apă. Foarte multe bălți. Plin, plin. Cum arată trotuarele? Groaznic, groaznic. Nu sunt curățate deloc. Ne udăm la picioare. V-ați udat deja? M-am udat eu. Să aici prin fermoara a intrat. Da. Spuneți-mi, cam câte grobe ați ocolit de la colț până aici? O grămadă. E plin, e plin de ale. Autoritățile spun că vor ridica și în această săptămână munții de zăpadă de pe marginea drumurilor. Zăpada ar fi trebuit curățată de proprietarii imobilelor din fața trotuarelor. Noi am avertizat proprietarii să își curețe zăpada, astfel încât acum când ea se topește să nu avem probleme. Trotuarele din zonele circulate, care nu se află însă în proprietatea timișorenilor, sunt curățate de firme care au contracte de dezăpezire cu primăria Timișoara. Foarte urât. Temperaturile se mențin pozitive și în perioada următoare, astfel și zăpada rămasă pe trotuare se va topi.